cadru elegant, miercuri 8 noiembrie 2023, în Roman, pe Strada Libertății, Toto Beauty Salon și-a deschis porțile pentru cele mai rafinate gusturi. În cadrul acestuia, cei mai pretențioși clienți găsesc servicii de manicură și pedicură, după ultimele tendințe, cum ar fi French Glass și chiar Pedispa. Administratorul salonului caută să mărească echipa și pe partea de cosmetică, în interiorul salonului fiind disponibil un spațiu numai bun pentru desfășurarea acestor servicii de înfrumusețare. Toată luna noiembrie, la orice serviciu oferit în cadrul Toto Beauty Salon, clienții vor beneficia de o reducere de 20%. Cu ocazia zilei de Mihail și Gavril, astăzi vă urez la mulți ani, că astăzi deschidem, 8 noiembrie 2023. Salonul se numește Toto Beauty Salon și este situat în spatele Casei de Cultură, Strada Libertății, blocul 12, scara A, la parter. Veți găsi locația și pe Google Maps. În salonul nostru veți găsi servicii de manicură și pedicură, iar pe viitor avem o cameră unde vom face cosmetică și căutăm noi colege să ni se alăture. Acest fotoliu este special pentru că stă pe un podium, el fiind mai înalt, colega mea care va face serviciul de pedicură va putea fi foarte comod și pentru colega mea care va face serviciul acesta, dar și pentru clienta noastră care o să stea foarte relaxant în acest fotoliu și nu va fi necesar să miște picioarele gen sus-jos, cum obișnuiam de altă dată să facem la o pedicură. Costul meu va fi de manicuristă și pedicuristă, atât cât și clasic, cât și construcții. Cum zicea și colega mea Daniela, vom avea cele mai noi tehnici în privința construcțiilor slim, ultra slim. La pedicură vom avea pedicură clasică cât și pedicură estetică. Noi ne vom axa atât pe manicură cât și pe pedicură. Vă prezint piesa de rezistență a salonului, acest scaun de pedicură, care îți oferă în primul rând un masaj relaxat. Tu vei sta cu picioarele fără să le introduci în lampă, fără să faci niciun efort. Eu o să mă ocup de tot, deci te vei lăsa în mâinile mele, la propriu și la figurat. Și te invit să-l cunoști, să-l testezi cu adevărat, că nu mint. Ok, deci înțelegem că prin intermediul acestui fotoliu, clientele care beneficiază de pedicură nu trebuie să mai depună niciun efort. Ele stau relaxate în fotoliu, în timp ce primesc și un masaj bonus, iar dumneavoastră le faceți pedicura. Există și aici, în cazul pedicurii, tehnici noi pe care le, să spunem, oferiți clientelor aici la Toto Beauty Salon? În primul rând, da, ele vor sta foarte relaxate, nu va fi nevoie să introducă piciorul în lampă, cum am zis și în trecut. Practic vor fi niște tehnici noi, tendința 2023 în pedicură, în privința pedicurii, dar și pedicurii clasice, pentru că mulți se gândesc la pedicura clasică și acolo avem niște noi tehnici învățate de curând și puse în aplicare în așa fel încât să fiți mulțumite de noi, să plecați cu zâmbetul pe buze. Ca tendințe, să spunem, este anul acesta, nu știu, ai în plan ceva pentru sărbători în ceea ce privește manicura și pedicura? Da, o să mă axez mult la manicură pe French Glass, care este o tendință din vara acestui an, care chiar își spune cuvântul, din punctul meu de vedere este tot mai cerut. Și la pedicură va fi, în primul rând, culorile acestea reci, fiind noavă, fiind iarnă, mai bine zis, vor fi în tendință culorile reci anul acesta în iarnă, din ce am învățat și noi acum de curând. Și le așteptăm cu mare drag la programări și să beneficieze de răsfățul oferit de acest podium, pedicură mai exact. Mă numesc
numesc Ramona și sunt mândră de salonul mamei mele. În viitor, intenționez să continui cu această carieră. Vă așteptăm cu drag la Toto Beauty Salon. Salonul nostru oferă servicii de calitate cât și de profesionalism. În luna noiembrie vom avea reduceri de 20% la fiecare serviciu în parte și vă așteptăm cu mare drag pentru o programare și pentru a ne cunoaște. Salonul proaspăt deschis este situat pe strada Libertății la blocul 12, scara A, la parter. Serviciile oferite în cadrul acestuia se adresează atât femeilor cât și bărbaților care își doresc să aibă manicuri și pedicuri impecabile.